Hello dragilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi am plăcerea să vă prezint diferite arome ale unor parfumuri pe care le-am achiziționat sau avem și un spray de corp care le-am achiziționat eu de-a lungul timpului. O mare parte cred că au fost achiziționate recent de câteva luni și am luat așa ca și referință, nu neapărat Roma ci mai degrabă unde sunt produse și am zis așa să facem o listă de parfumuri care se găsesc pe piața din România și unde anume sunt produse ele. Deci să facem așa o călătorie prin lumea parfumurilor din punct de vedere al țărilor de proveniență. Primul lucru pe care o să-l vi prezint acum este acest spray parfumat care mie personal îmi place foarte mult. L-am achiziționat de la Bad Body Works. Mai exact există un magazin în molul din Băneasa, dar și în Afi Mall și puteți să faceți comandă și online pentru că livrează și la domiciliu. Pe acesta am dat în jur de 90 de lei era, dar mi se pare că l-am luat la ofertă și am luat ceva, două produse la preț de 1 sau cu un anumit discount. Eu niciodată nu cumpăr uh, la preț întreg și de obicei încerc să caut uh, oferte. Uh, deci acesta are ca și note de parfum zmeură, iasomie, cristale de chihlimbar. Și este un parfum, chiar un spray parfumat, care este foarte bun în zona aceasta primăvara, dar mai ales vara, pentru că de obicei ne dăm mai, cu mai mult spray de corp și pulverizăm și îmi place foarte mult cu miroase și chiar îl recomand dacă nu l-ați încercat să mergeți să-l încercați. Bun. Să știți că eu toate aceste informații le am notate, adică nu, să nu credeți că le știu pe din afară, în niciun caz, și nu atât de multe detalii. Uh, bun, următorul parfum, uh, așa, acesta de la Into the Night este produs în uh, Statele Unite și scrie pe el uh, uh, Made în uh, USA. Deci acesta este produs în Statele Unite. Apoi următorul parfum, pe care aș dori să, le, să vi le arăt. Este acest parfum care uh, se numește Sunny, uh, Madame Glamour. Este o apă de parfum și ea este produsă în Germania, din ce știu eu. Da, da este produs în Germania. Uh, și se comercializează la Lidl. Are ca și note de vârf mandarină, portocală, bergamotă, flori de portocal, note de mijloc, chiasomie, trandafir, mimoză, ilang-ilang și note de bază tonca, vanilie, paciulii. Am așa să vedeți mai bine. Deci note de bază tonca, vanilie, paciulii, mos, calb și vetiver. Îmi place și acest parfum. Acum nu vă gândiți că el are o calitate așa super ridicată, dar miroase destul de bine, sincer pentru prețul pe care am dat pe el, are 75 de mililitri, să-l vedem mai bine și a costat uh, 25 de lei, 24,99, mi se pare un preț destul de bun dar nu vă gândiți că e un parfum din acela care ține zile în șir, ore în șir, dar este ok pentru prețul plătit. Bun, apoi următorul parfum pe care aș dori să vi-l prezint este un parfum arabesc și acesta, și anume acest parfum care se numește, are un, o denumire așa mai complicată, se cheamă Hurof al Hub Flora de la Al Zafaran și este un parfum condimentat floral. Este produs în Dubai, are ca și note de vârf portocală gardenie, note de mijloc iasomie, trandafir, flori albe și note de bază lemn de santal, ambră și mosc Să știți că miroase foarte bine. E un parfum, să știți că destul de ieftin, nu costă mult. Mi se pare că am dat pe el, eu l-am primit la ofertă, dar l-am văzut, cred că costa 15 lei, ceva de genul ăsta, un preț foarte mic și l-am luat după parfum oriental. Îmi place și acesta acum miroase și motivul pentru care îmi place că este un parfum floral. Miroase așa florii multicolore și nu, mai degrabă flori albe. Simt așa, mirosul de iasomie foarte persistent. Deci acesta mi se pare că și flori albe, deci acesta mi se pare că miroase foarte tare. Uh, și chiar îl recomand, dacă nu l-ați încercat, nu are niciun preț foarte mare. Eu, sincer, pe acesta l-am primit cadou. Uh, am comandat mai multe parfumuri de la ei și mi-au dat cadou acest parfum, de care sunt super încântată. Bun, deci acesta a fost, a fost produs în Dubai. Mergem mai departe cu următoarele parfumuri. Bun, și următorul parfum este acest parfum care, surprinzător, este produs în China și anume Revolution Goddess. Este o apă de toaletă, un parfum floral, are ca și compoziție fructe de pădure, violetă albă, asomie și lemn de santal. În notele de vârf avem fructe de pădure, notele de mijloc, iasomie și violetă și notele de bază, lemn de santal. Are așa un ambalaj din acesta foarte glamour, să zic așa. Sticluța E destul de grea, și acesta este sticla din sticlă, nu este plastic, și e cam grea sticluța, are 100 de mililitri, deci destul de mult conținut aici, și miroase și acesta foarte foarte bine, adică chiar îl recomand, l-am luat de pe notino. Uh, și am dat pe el uh, costa cam 77 de lei acesta este cu sticluța cu tot 77 de lei da? dar uh, eu l-am luat la reducere și cred că prețul final a fost de 62 de lei cam așa bun Mergem mai departe, pe acesta să-l punem la loc și să Mergem în continuare să vedem următoarele parfumuri. Să vedem ce mai avem pe aici notat. Bun. Apoi următorul parfum. Avem acest parfum care este produs în Italia. Da, acesta este produs în Italia. Da, scrie Made in Italy. Acest parfum de la Douglas care se numește Live the Moment. Nu, Live the Moment, pardon. Uh, și este un parfum fructat, un XS, uh, unisex, un parfum aromatic. A fost lansat în anul acesta. Are ca și note de vârf bergamotă și mandarină, note de mijloc măr, rozmarin și salvie, și note de bază paciulii și cedru. Haideți să-l desfacem și pe acesta și să vi-l arăt. Deci, așa arată. O sticluță simplă, nu ceva super sofisticat, dar ce-mi place la acest parfum, că este super, super fresh și uh, vreau să vă zic că e așa, foarte aromatic, așa uh, foarte optimist, așa uh, are note din acestea fresh cu bergamotă și uh, uh, paciulii și... E așa, chiar e un parfum din acesta potrivit pentru vremea asta, pentru vară, primăvară și chiar îl recomand. Dacă nu l-ați încercat, chiar îl recomand. Cei de la Ducla s-au mai scos și alte parfumuri, dar acesta mi se pare cel mai interesant dintre toate parfumurile pe care le au ei. Bun, mergem de mai departe la următoarele parfumuri. Bun, următorul parfum este acesta, Ametist Eclat la Lique, și care este uh, produs două secunde acesta, Ametist Eclat. Uh, el este produs în uh, Franța, da, deci l avem și pe acesta produs în Franța, din ce am observat, da. Are ca și note de vârf coacăze negre, zmeură, para asiatică, note de mijloc, bujor, magnolie, trandafir, bulgăresc, note de bază, mure, mosc, violetă. Este un parfum ideal primăvară și vară. Îmi place și acesta, îmi place și sticluța cum arată și ambalajul. Are, acesta are 100 de mililitri. Și haideți să vedem un pic cum arată acest parfum. Uitați-l. Este foarte dulce. Se simt foarte bine coacăzele și zmeura. Dar și bujorul și magnolia este un parfum foarte complex. L-am cumpărat de la Notino și a costat 155 de lei. Îmi place și el cum se așează pe piele și e un parfum destul de intens, aș putea să zic. Și chiar, chiar îl recomand. E prima dată când încerc parfumurile acestea de la, la Lick și chiar am rămas impresionată de calitatea lor. Și dacă nu le-ați încercat, vă recomand să le, să le încercați. Apoi următorul parfum este acest parfum... Ia să vedem unde este produs acesta. Tot așa este produs în Franța. Deci avem două parfumuri, am selectat două parfumuri produse în Franța. Și avem aici parfumul de la Karl Lagerfeld, Tokyo și Buia. Este un parfum floral și lemnos, note de vârf tonuri acvatice, trici, citrice, rubarba, note de mijlo, magnolie bujor, floare de cireș și note de bază, mos, calb, cedru și chihlimbar. Mi-a plăcut foarte mult acest parfum, în primul rând pentru că are, să zicem, ambalajul acesta care te trimite într-o călătorie așa prin lume cu denumirile acestea de orașe. Deși e un parfum francez este trimite cu gândul la Japonia și acest parfum miroase a flori de cireș, a citrice și e un parfum așa floral și nemnos și chiar, chiar îmi place. Pe el mi se pare că am dat 70 sau 80 de lei, l-am luat după Parfimo, de la Parfimo și are 60 de mililitri. Și vreau să vă mai zic, parfumul acesta de la Douglas, că nu v-am menționat, a costat 149 de lei de la Douglas. Bun, trecem mai departe la următoarele parfumuri. Să știți că nu mai avem foarte multe. Așa, vedem ce mai avem câteva parfumuri pe care nu le-am prezentat. Da. Avem și acest parfum care evident că nu putea să lipsească un parfum turcesc. Da, pentru că noi avem foarte multe produse fabricate în Turcia, așa că am zis să selectez și un parfum din Turcia și avem aici Mother of Pearl. E un parfum produs de, la, de, cei de la LCW for Woman. Practic este firma aceea de LC Walkikiki pe care tot o vedeți care au foarte multe produse din acestea de vestimentație și au și câteva parfumuri la vânzare. Evident, nu au un raft dedicat, de obicei le găsiți pe lângă casa de marcat. Așa că dacă le căutați, să știți că nu o să le găsiți decât la casă. Și acest parfum cred că a costat în jur de 30 de lei, din ce mi-aduc eu aminte. Sticluța nu este o sticluță foarte, să zicem așa, interesantă. E o sticluță banală, dar îmi plac parfumurile acestea că sunt super florale și dulci, cum este și acesta. Uh, și are 100 de mililitri. Chiar merită la 30 de lei un parfum de 100 de mililitri. Nu vă gândiți așa, sunt foarte multe, e ca un buchet de flori, de flori și fructe, pentru că uh, este un parfum uh, fructat floral. Și avem aici note de top, mandarină, orin și uh, piper roz. Notele de mijloc avem uh, liliac și uh, piersică și notele de bază, paciuli și amber. Uh, îmi place și acest uh, parfum nu vă gândiți acum că la prețul acesta de 30 de lei, cât a fost, aproape 30 de lei, o să țină foarte mult parfumul, dar eu zic că e ok. Așa, bun, și cred că mai avem câteva parfumuri, două parfumuri. Haideți să vorbim și acestea, să căutăm mai întâi notițele cu aceste parfumuri. Cred că le și găsesc. Următorul parfum pe care aș dori să vi-l prezint și care este fabricat în Spania. Acestea de la Zara de obicei sunt produse în Spania. Se numește Wonder Rose sau so Intense, are ca și note de vârf măr verde, note de mijloc margarete și note de bază vanilie. Îmi place și acest parfum și a costat 60 de lei. Și cred că avem aici 90 de minute E destul de mult conținut având în vedere acest parfum și chiar recomand și mai am câteva parfumuri de la Zara care tot așa îmi plac. Sunt destul de reușite și raportul calitate-preț este tot așa foarte bun. În cazul în care doriți să vedeți așa produsele pe care le-am mai cumpărat eu de la Zara, o să vă luați un link și puteți să vedeți mai multe parfumuri pe care le-am achiziționat și pe care le-am și prezentat. Apoi următorul un parfum care surprinzător este produs în Polonia. Să știți că tot așa avem foarte multe produse fabricate în Polonia și în zona aceasta de vestimentație, dar și pe partea de cosmetice, foarte, foarte multe produse importăm din Polonia, cum este și acest parfum. Eclata mur de la Oriflame, este o apă de toaletă are ca și note de vârf pară violetă, albă și frezie, note de mijloc stânjenel, alb, zmeură și lăcrămioare și note de bază lemn de sant al vanilie și cedru. Îmi place și acest parfum. E tot așa un parfum floral, fructat floral. Miroase foarte bine și acesta. Uh, nu mai știu exact cât am dat pe el, cred că 70 de lei, cam așa. Oricum, cei de la Oriflame au permanent uh, reduceri și eu de obicei uh, urmăresc reducerile și dacă sunteți reprezentant puteți să aveți și un uh, discount pentru dacă depășiți o anumită comandă. Mi se pare interesant, și acest parfum, dar, după cum observați, ambalajul este destul de drăguț cutia, adică îmi place chestia asta că te duce cu gândul la turnul Eiffel din Paris. În schimb, sticluța este banală, nu e ceva sofisticat, după cum observați, dar mirosul parfumului este foarte drăguț și acesta. Deci cam acestea au fost parfumurile din produse în diverse țări și am făcut așa un, un itinerariu prin mai multe țări cu parfumurile și ce anume am eu din diverse țări. Deci am avut parfumuri din Franța, din Italia, din China, din Dubai, din Spania, am avut din Statele Unite, din Germania am avut un parfum, din Turcia, Polonia. Cam acestea au fost parfumurile, sper că n-am scăpat niciunul. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. În cazul în care doriți să dezvolt acest canal și vi se par informațiile interesante, am rugămintea să-mi dați un like și un subscribe. O să vă las un link în descrierea, în descrierea acestui clip cu trimitere către alte videouri care le-am făcut eu cu privire la alte parfumuri pe care le am poate cine știe ceva interesant care vă inspiră și să aflați părerea mea cu privire la aceste parfumuri și o să vă trimit, o să vă las și un link cu parfumurile de la LCW, dar și parfumurile de la Zara pe care le-am achiziționat, toate e ceva care vă interesează. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi minunată!